Bună seara, stimați telespectatori! La mulți ani, este prima noastră întâlnire din acest an. Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Autopsia Presei. O emisiune care a avut o oarește pauză din diverse motive. Nu vom pierde timpul ca să explicăm aceste motive. Probabil inclusiv vinea viitoare nu se va ține, pentru că atunci va avea loc colegiul director a Asociației Naționale a Televiziunilor Locale și Regionale din România, asociație din care facem și noi parte și va trebui să fiu acolo prezent exact la ora la care ar fi trebuit vinerea viitoare să fac această emisiune. Deci întotdeauna din motive foarte obiective va lipsi această emisiune din grila noastră de programe când se va mai întâmpla. Stimați telespectatori, ce pot să vă spun? La început de 2014, sperăm cu toții să fie un an mai bun decât 2013, un an în care am văzut și multe scandaluri, un an care a fost destul de greu pentru mulți dintre noi, în special mediul privat a fost cel care a resimțit din greu anul 2013 ca un an de criză. Așteptăm ca promisiunile politicienilor în 2014 să fie realizate, să se țină de ele, dar știți foarte bine că ai noștri doar cu promisul sunt buni, mai puțin cu faptele. Sigur, această emisiune va avea și un moment în deschidere care nu-mi face foarte mare plăcere, dar e o necesitate. Înainte de a trece la citirea ziarelor, am să mă opresc un pic asupra unui subiect, și anume, subiectul se numește Ștefan Alexandru Băișanu, cum îi spun prietenii, Sandu Băișanu, Fănică Băișanu, sau cum îl mai alintă prietenii. Acest domn Băișanu, bărbat fiind, întotdeauna când vrea să mai atingă câte un adversar, câte un concurent, că dânsul are și adversari politici și concurenți pe piața televiziunilor, dânsul nu mai știe exact dacă e un politic, om de presă, că e preot, am înțeles, pe la Constanța, știți că e student anul 2 sau 3 pe la teologie, la Constanța, da. Și atunci găsește câte un tânăr, nu? Care să se ia de viața altora. Dacă în 2008 l-a găsit pe unul Cosmin Ariciuc, pe care l-a adus de la București și care vreo 3 luni de zile n-a avut altă misiune decât să adreseze injurii mie și adversarilor politici care mai avea. Dar în special eu eram atunci principala țintă. Acum, ca să rimeze cu Ariciuc, l-a pus pe domnul Prorociuc. Dânsul are la partid o organizație de tineret. În cadrul acestei organizații de tineret, probabil la tineret, nu știu, e un domn Prorociuc care recent a devenit și consilier local. Și culmea este purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal. Prin fișa postului, un purtător de cuvânt are drept atribuțiuni întreținerea și chiar dezvoltarea unor bune și foarte bune relații cu mass media. Nici de cum deteriorarea acestora. Dar domnul Prorociu, care este consilier local, care și-a indemnizație din taxele plătite de noi, o să vedeți imediat cu ce se ocupă, pentru că noi am avut nesimțirea să difuzăm pe post, nesimțirea cu ghilimele de rigoare, să difuzăm pe post o știre în care am atras atenția asupra faptului că site-ul Partidului Național Liberal nu este actualizat, dânsul a avut un anumit tip de reacție. Eu am să vă prezint și știrea, că poate unii au urmărit, alții nu, vi le prezint la pachet. Am să vă prezint și știrea, ca să vedeți motivul de unde a plecat totul, după care veți urmări și reacția respectivului domn cu pricina. Haideți să vedem știrea, să vedem de unde a plecat supărarea. Atât de ocupați s-au dovedit a fi de la alegerile din iunie 2012, încât nici până în prezent nu au reușit să completeze pe site numele aleșilor locali, fie ei primari, consilieri locali sau județeni. Din câte se știe, există un purtător de cuvânt al PNL la Suceava, pe care însă nu l-a auzit nimeni cuvântând de multă vreme în această calitate. Dacă e să obții această informație la capitolul comunicare, există un singur nume, nominalizat pe lista biroului
biroului permanent municipal al PNL Suceava, Daniel Prorociuc. În dreptul numelui său stă scris membru și, în paranteză, comunicator. Poate nu el direct trebuie să se ocupe de actualizarea datelor de pe site, însă, în calitate de purtător de cuvânt, ar trebui să pregătească informațiile necesare pentru ca administratorul de site să le actualizeze, chiar și în condițiile în care pot să apară scăpări gramaticale. S-a mai întâmplat că anumite mesaje trimise jurnaliștilor să fie scrise agramat de către acest comunicator, iar Prorociuc nu mai este un simplu membru de partid sau doar comunicator, ci și consilier local și ar avea multe informații de furnizat celor care simpatizează cu Partidul Liberal. Sau poate acum încă nu este necesar să fie mișcate lucrurile, cel puțin până nu se dă startul alegerilor europarlamentare. Probabil că nici șeful liberalilor suceveni nu și-a făcut timp să verifice sau poate nu este interesat de site, dar este jenant pentru un partid care ține la etichetă și pretinde prestanță să nu aibă un site bine pus la punct. Da, deci asta a fost știrea care a deranjat foarte mult în zona PNL. Eu am văzut acolo consilier local de tale în curând, consilier județean de tale în curând. Alegerile au fost acum un an și ceva, nu? Deci în curând ce înseamnă? Păi când au fost alegerile? Nu? Da? Și tu, deci în 2012 a fost alegeri, da? În iunie. Deci avem un an jumătate. Ei, de un an jumătate tu scrii pe site în curând. Noi atragem atenția asupra acestui lucru. Ai putea să ne mulțumească purtătorul de cuvânt al partidului. Să ne mulțumească că momentul în care trimite un SMS și nu pune corect cratima, să-i atragem atenția. Măi, omule, nu mai mute la limba română, folosește-o corect. Măcar când jignești, când aduci în jurii, folosește corect limba română. Haide să vedem ce reacție matură și de om politic, da, care reprezintă PNL-ul la Suceava, a avut acest domn în urma acestei știri. Deci asta e reacția. Sub motiv că eu am comandat această știre. Deși, fără să mă scuz, vă spun sincer că inițiativa, ce scrie acolo, Mike, inițiativa redacțională nu a venit din partea mea, a fost o inițiativă a redacției, nu mai contează, dar știrea a fost foarte corectă și nu mințea cu nimic. Din potrivă, chiar puteau să ne mulțumească că îi mai trage cineva de mânecă și le atrage atenția. Nu, dânsul a preferat să... dar nu poza neapărat cel mai grav lucru, că până la urmă, cum să vă spun, cât apar prin Cațavencu sau prin Jupânul pe plan local cu poze trucate, nu, și nu, nu ne, pe mine nu mă deranjează astfel de poze. Am și eu una, o aveți în, am una care o țin chiar în birou, o poză trucată, ia uite. Da, deci pe mine nu mă deranjează astfel de trucaj. Asta o am la mine în birou pe perete, una din mai multele fotografii care am. Cine nu recunoaște șamanul din imagine este fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, domnul Daniel Cadareu. Deci chiar țin la astfel de glume, nu asta e problema. Ei, problema care o are acest tânăr domn care reprezintă PNL-ul la Suceava este cea de limbaj, absolut indecent și injurios. Haideți să vedem dacă îmi poate arăta regia, dacă ne poate arăta cam ce a scris dânsul pe site. Da, nu știu, regia s-a blocat. Da, așa, aici suntem pe pagina de Facebook și asta e, acum avem reacția, da? Zice că mulțumește pe această cale, eu nu văd aici, dacă îmi puteai da și aici, era perfect. Mulțumesc pe această cale, nu știu ce. Așa, dă mai mare. Marionetele bufonului care muge Sara pe deal. Deci, iată exprimarea de purtător de cuvânt PNL. Eu sunt bufonul care muge Sara pe deal. Deci, el cu alte cuvinte, așa, mai cu manta, mai cu nu știu ce, încearcă să mă facă bou, asta înțeleg, nu? Așa, numai că el ar trebui să intre pe Dex și să vadă că a mugi, verbul a mugea, reprezentul mugește. Deci din nou mutilează, el și când înjură nu știe să vorbească. Observați băiatul ăsta? Iată. Care muge, sara pe deal. Acum nu știu dacă vrut să scrie mulge sau rage, știi? Dar ea e și muge lui.
Așa, muge Sara Pedal. Bine, băi, voi mugi eu, dar e foarte frumos ceea ce scrii tu. Deci asta este exprimarea. Eu nici măcar nu m-am supărat. Eu pur și simplu am vrut să vă arăt. Ia, uitați cam la ce sunt eu expus din partea oamenilor lui Băișanu. Că tot domnul Băișanu, dacă dăm filmul înapoi, pentru poate mulți dintre dumneavoastră nu își amintesc, în 2008 l-a adus pe unul Ariciuc și ăla tot așa, că ăla ce actor e ăla, că nici Scândura nu l-a putut suporta, adică pe mine nu m-a putut suporta Scândura și tot așa, atacuri pe tot felul de zone și n-am înțeles care a fost motivul? Pentru faptul că i-am atras atenția că nu folosește corect limba română și pentru faptul că le-am atras atenția asupra site-ului, care nu este actualizat. Adică tu îmi spui că vei afișa consilierii județeni PNL în curând, în condiții în care alegerile au fost în 2013 și noi suntem deja în 2014. În 2012, pardon. Au fost alegeri și noi suntem în 2014. Eu v-am spus, în locul lor le mulțumeam frumos, mai că aici v-am spus. E altă mâncare de pește, pentru că în spatele acestor atacuri, domnul Prorociuc îl are pe domnul Băișanu, care îl gestionează foarte clar și probabil domnul Băișanu, știindu-l iute la mânie, a avut grijă să-i mai toarne și o cană de benzină când a scris toate tâmpenile astea. Da, și ați văzut, mi-a dat poza cu mine cu clown. Aia era marea realizare artistică a domnului Prorociuc. Dânsul s-a gândit că a făcut o mare realizare, dându-mă pe mine în, v-am spus, respectivul trucaj nu mă deranjează și nici măcar nu e foarte greu de făcut așa ceva, putem face și noi așa ceva. Numește tot colectivul Bucovina TV, numește o turmă care nu știu ce face. Păi, apropo de, ca să vezi că turma de la Bucovina TV i-a luat vreo 3 minute ca să fac niște trucaje asemănătoare, ia să, uite. Na, adică, parcă noi nu putem să facem de astea. Mare, uite. Uite ce bine este. Na. Na. Mare, deci, ca să vă dați seama ce mare realizare că a pus-o de ce aici? Wow! Da, aia ultima, trebuia să o lași mai mult, mă. Ar vrea să aibă corpul ăsta, dar din păcate umblă fără sutien prin oraș. Da. Ce să facem? Și repet, pe mine m-a șocat duritatea limbajului acestei reacții. Mă numește la un moment dat și actor mediocru și de parcă am jucat în vreun film care l-a văzut dânsul și nu știu eu că am jucat. Parcă eu mi-am etalat vreodată calitățile actoricești ca să pot eu fi catalogat. Eu am niște studii în domeniu, dar nu profesez de foarte mulți ani, având în vedere că am absolvit în 98 și licența mi-am dat-o undeva prin anul 2000, deci sunt atâți ani de când nu mai pot emite pretenții că aș fi un actor în exercițiul meseriei, nici de cum. Voiam să atrag și acest lucru l-a făcut pe pagina sa de Facebook, unde de obicei intră prietenii și cunoștințele. Ei, vreau să spun că inclusiv dintre prieteni și cunoștințe au sezat unii justețea știrii noastre și injustețea reacției sale și un comentariu era, dacă mi-l puteți da, stimați colegi, un prieten de-al său de pe Facebook, Iulian Sanet, da? Spune că poate nu era în atribuțiunile tale. Îți dai seama că n-am cum să citesc de aici. Să faci treaba asta, dar oricum cineva de la voi trebuia să se ocupe și să... Stai să vă duc mai aproape, că nu văd. Așa. Ce zice aici? Poate nu intra în atribuțiunile tale, dar au dreptate cu site-ul să fie actualizat. Aveți sute de membri la tineret, corect, ca numai membri ca și Cătălin Pintea. Nu găsiți unul să puneți responsabil de asta, denotă lipsă de interes. Corect, asta m-a tras și noi atenția, că denotă lipsă de interes în momentul în care tu ai alegeri locale în iunie 2012 și tu în 2014 ai scris pe site că vei posta în curând numele consilierilor locali și județeni. Sigur, n-aș vrea să pierd foarte mult timp discutând despre această marionetă a domnului Băișanu, dar aș vrea să închei remarcând o altă mărlănie și anume modul cum
ia la mișto domnia sa denumirea de Bucovina. Trebuie să țină cont că nu regiunea se numește după televiziunea noastră, ci televiziunea noastră se numește după regiunea Bucovina. Și dânsul o scrie în așa fel Buc și Ovina, așa, nu știu, ca și cum ar fi un conglomerat de buci și ovine, ceva de genul ăsta. Deci, practic, făcând acest lucru, jignește tot ceea ce înseamnă noțiune de Bucovina, pe tot ce, ce se simt bucovineni. Adică Bucovina nu e un cuvânt inventat în această televiziune și atacând denumirea de Bucovina, ataci neapărat televiziunea noastră. Ia uitați câtă minte are. Deci asta îi se pare lui un act de mare inteligență și umor să facă treaba asta. Ia uite. Îți trebuie multă minte ca să faci tu asociere cu Buc și cu Ovina. Mie nu mi-a trecut așa ceva prin cap, recunosc. Nu sunt la nivelul ăsta. Și deși poate mi-ar fi stat multe pe limbă, n-am să mă cobor la nivelul acesta. Limbajul l-ați putut constata singuri. Ăsta este purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal. În momentul în care este o știre care nu laudă PNL-ul, asta este reacția pe care o are. Ăștia sunt oamenii lui Alexandru Băișanu. Și, repet, am convingerea fermă că acești oameni nu sunt de capul lor și când fac aceste mârlănii, că de aceea titlul este Mârlănia oamenilor lui Băișanu, pentru că este absolut mârlănește să stai tu să cataloghezi că ăla e sau nu actor, nu știu de care, nu știu ce studii în domeniu are acest domn care își permite să facă aprecieri la adresa întregii noastre redacții, pentru că numește întreaga redacție o turmă de nu știu ce. Și totuși aici muncesc niște oameni care, pe măsura puterilor noastre, oferim cât putem noi publicului, dar cu siguranță nu domnul acesta, marioneta domnului Băișanu, este în măsură să judece calitatea muncii noastre, cu atât mai mult cu cât vedem noi calitatea muncii dumnealor la partid. Iar dacă, sincer vă spun, că dânsul nu e la prima batere de genul ăsta, am mai avut o dată niște ieșiri la adresa tot pe internet, dar nu, atunci nu am avut nicio reacție pentru că nu mi se părea normal să mă cer cu oricine de pe stradă care nu mă simpatizează. Că e clar că o grămadă de lume nu mă simpatizează. E normal. Unii mă plac, alții nu mă plac. Sunt obișnuit cu acest lucru. Dar acest tânăr este consilier local PNL, este plătit din bani publici, noi plătim taxe la primărie ca să primească indemnizație acest domn în calitatea sa de consilier local și uitați cu ce își ocupă timpul. Face poze cu nasul roșii, scrie Buca pe net, zice că unul muge. Deci astea sunt preocupările purtătorului de cuvânt a PNL Suceava. Ăsta este nivelul de limbaj, ăsta este nivelul de inteligență și cam ăsta este și nivelul de bun simț, dacă vreți, pentru că a reacționa așa fel la o știre care a fost total justificată, mai zicea într-un comentariu, n-are rost că sunt multe comentarii acolo, tot el, că el în comentarii comunica cu unii pe acolo, că un jurnalist adevărat, înainte de a face știrea asta, ca să vă dați seama câtă minte are, trebuia să se documenteze din trei surse. Deci noi am intrat pe site și nu era afișat. Deci care era a doua sursă? Trebuia să mai intrăm pe alt site sau pe ce să... Adică ce sursă mai trebuia dacă site-ul în sine... Noi n-am auzit de undeva că nu e postat pe site. Am intrat pe site, deci nu, azi că mai trebuiau încă două surse. Probabil trebuia să mai intrăm și pe site-ul guvernului sau nu, din ce sursă trebuia să mai aflu. Dacă noi am intrat direct la sursă, era sursa unică și singura, nu? Dar, sigur, mai trebuiau căutate niște surse. Trebuia să intrăm pe site-ul personal al domnului Băișanu și dacă nici acolo nu găseam numele consilierilor, atunci abia puteam să dăm știrea ca să fim documentați, nu? Publicitate. Da, am revenit la autopsia presei. O să intrăm în subiect repede pentru că am pierdut ceva timp cu subiectul din deschidere. Monitorul de... Începem cu marți pentru că luni au ajuns ziarele, dar nu am dublură dincolo și oricum principalul subiect este tot Zidul Morții și în presa de luni și în cea de marți pentru că practic ce se întâmplă acolo a fost pe larg dezbătut și chiar acum din ce știu eu la ora la care facem această emisiune e un protest acolo
În curând vor veni colegii noștri de la fața locului cu imagini și noutăți. Oricum este absolut incredibil ce se întâmplă acolo. Au fost zeci de fotografii, zeci de vinovați, zeci de poziții, dar un singur lucru e clar. Constructorul a lăsat lucrarea așa. Deci, bun, că acum a intervenit prefectul, că unii am auzit că s-au luat de prefect, că de ce abia acum? Gândiți-vă că Florin Sinescu e prefect, dar era și domnul Sorin Popescu prefect când era tot așa acest zid al morții acolo. Deci treaba asta e de pe vremea când era și domnul Flutu la Consiliul Județean, a fost și domnul Nichifor după aceea, deci dacă e să căutăm vinovați, îi găsim peste tot. Singurul cu adevărat vinovat acolo este constructorul, care în momentul în care spui, domnule, nu mai am bani, adică nu mai sunt bani ca să continui lucrarea. Conserv șantierul. Ok. Ține strict de constructor, cum conserv șantierul? Și acolo, fiind acea rotundă, în loc să fie o arteră prin stânga rotundei, ca așa spun spaniolii, la o rotundă, la un sens giratoriu, o arteră prin stânga acelui zid și cealaltă arteră pentru fiecare sens, deci prin stânga și prin dreapta a zidului, practic el, ca să economisească 3 lei, pentru că la amploarea lucrării care se înseamnă șosea de cetură, s-a mai făcut încă o bretea, erau 3 lei, înțelegeți, raportat cu întreaga valoare a lucrării. Ca să economisească 3 lei, a preferat o variantă simplă cu acel unghi absolut tembel făcut fix în buza zidului, nesemnalizarea complet necorespunzătoare. Au pus acolo 3 opaițuri după ce au murit precedenții săraci acolo, bunicul cu nepotul de 10 ani și cu cei cu camionul de lemne dinainte, victimele, au mai pus 3 opaițuri. Păi nu vă spărați, eu am condus în străinătate. Ei când fac o lucrare pe autostradă, au niște flash-uri galbene care le vezi de la nu știu câți kilometri. Vă spun eu că dacă puneau de alea, nu mai intra nimeni în zid. Plus, abia acum au descoperit că poate să pună benzi, cum se cheamă, rezonatoare, nu? Alea care te trezesc din somn când mergi pe ele, când adormi la volan, că ăla e scopul lor, zic unii. Când sunt puse pe sensul de mers, mă refer. Acum sunt puse practic de-a curmezi și au rolul de a încetini la intrarea la localitate, sunt des întâlnite, bun, dar wow, ce idee, nu se putea aplica până acum. Dar ca în România, câți oameni trebuie să moară până când cineva face ceva în acest sens? De la spital, monitorul ne informează că doctorul Tiberius Brădățan, investit ieri în funcția de director medical, primarul Sucevei, primul contribuabil care a achitat taxele și impozite locale pe 2014. Știți foarte bine că domnul primar pune mare accent pe achitarea taxe și impozite și a vrut neapărat să ne dea un exemplu în acest sens, fiind primul care și-a achitat taxele. Dacă mergeți un pic pe... deschide ultima pagină pe interior, că, apropo de deschiderea emisiunii noastre, că era vorba cu animale, nu? Uitați, avem o rubrică, animale, acolo sus, dacă o prinde camera. Ia uite, vând 2 vaci tinere, una bălțată și una Holstein. Așa, asta mă interesează. Deci relații la PNL Suceava. Vând porci mari, relații tot la PNL Suceava. Vând turmă de 150 de oi urcari. Asta relații la Bucovina TV, că noi suntem turmă. Da. Și vând 15 capre tineri gestante. Păi dacă erau și vreo 2 țapi, dar așa numai capre. În fine, matrimoniale. Păi, hai să căutăm o prietenă, poate se liniștește. Hai, du-te un pic pe matrimoniu. Hai să-l ajutăm, măi, că săracul nu... nehormonat fiind, hai. Matrimoniale. Caut fată între 18 și 20 de ani pentru o relație. Pentru o relație. Nu te gândi la prostii. Nu înlocui râul cu fă, te rog. Deci te rog, nu mai spune tâmpenii. Este aici Alex, stimați respectator, mă stresează, spun numai prostii pe post. Tânăr de 32 de ani, caut domnișoară sau doamnă sau domnișoară pentru o relație serioasă. O fi el. Domn, văduv, 52 de ani, bun și sufletist, caut o femeie gospodină pentru prietenie. Ce înseamnă gospodină? Oare se axează pe curățenie sau pe rotitul sarmalelor? Unde-i... știi că sunt bărbați care, chiar dacă mai e un pic de
praf pe tocul ușii, știi că sunt unii care așa și încearcă viitoare nevastă, dar pe tocul ușii. Ah, asta e bună de nevastă, știi? Așa. Deci unii spun, bă, să fie un pic de praf, dar să știm bine cu vița de vie, știi? Când rotește sarmaua. Sau alții spun, băi, cu mâncarea nu contează, poate să fie sarmaua un pic așa mai scursă, dar să nu fie praf, știi? Asta cu bună gospodină ține, adică și de cum e percepută ca bună gospodină, deci de pretendent, știi? Tânăr, 34 de ani, 1,60, 63 de kilograme. Doresc să cunosc o doamnă cu vârstă între 25 și 40 de ani pentru relație căsătorie. Deci la 34 de ani caută și doamnă până în 40, nu e pretențios, ofer și rog seriozitate. Nu, cred că ăsta e el. Băiat fără obligație, 37 de ani. Doresc să cunosc doamnă cu vârsta 30-40 de ani pentru prietenie căsătorie. Bun. Tânăr, 38 de ani. Nu, ăsta e el, care e ochi vers. Tânăr, 38 de ani, 1,75, 80 de kilograme, șaten, ochi verzi, căprui, antialcoolic. De asta, eu sunt înnebunit după terminologia asta, antialcoolic. Tu-ți dai seama? Deci el nu e antialcool, nu, e antialcoolic. M-ați înțeles? Deci el când vede un alcoolic, le ia la bătaie, că el e antialcoolic. Ați înțeles? El nu e antialcool, el bea alcool, nu-i problemă, dar alcoolicul nu-l suportă. M-ați înțeles? El e antialcoolic. El când vede alcoolicul, vede roșu în fața ochilor și... El vine să-l scrie pe Facebook, știi? Să zică că muge ăla, știi? Așa. Doresc să cunosc o tânără doamnă cu vârsta de 25-40 de ani, eventual pentru căsătorie. Deci doamna să nu fie pro-alcoolic, că atunci nu e pe aceeași... Na, vrei să citești propuneri de afaceri? Hai să le citim și astea. Vând restaurant central. Vrei să-ți deschizi restaurant? Nu. Închirez spălătoria auto, vad foarte bun zona Castel de Apă, în Sfântul Ilie. Vrei să te apuci de spălat machina? Macea. Solicit colaborare mecanică auto-electrician auto. Vrei? Nu. Trecem mai departe. Ok. Haideți să trecem la obiectivul de marți. Cu patru morți în spate și un protest amplu în față, autoritățile vor să lumineze zidul morții. Măi, eu zic așa, dacă luau, nu mai știu, tot cineva din presa locală a zis, dar nu mi-aduc aminte. Deci dacă ar lua toate instalațiile astea de pom care au fost puse pe stâlpi, dar numai în Suceava, și în Șcheia, și în Sfântul Ilie, și în Adâncata, și le punea toate pe zid, îl îmbărca zidul ăla în, este că se vedea de la humor? Da. Da, și pus și bradul din centru pe zid, da. Și a prins. Da, și atunci se rezolva problema. Toată lumea se cetinea din zare. Dom'le, ce-o fi acolo? Deci noi avem bani ca să luminăm centru, să luminăm arterele, aleile, de sărbători, să ne bucurăm sufletele, dar pentru siguranța oamenilor nu avem bani de pus niște becuri acolo. Că dacă luam toate zorzoanele și le puneam acolo, era zidul... Era un zid, nu se mai numea morții, că nu se mai întâmplau accidente. Un Moș Crăciun din 50 în 50 cm. Pui un penelist din 50 în 50 cm, da. Da. Cu mătra Tamara trimisă în judecată într-un nou dosar de evaziune fiscală. Bă, numele ăsta Tamara parcă-i destinat dosarelor. Că mai era și cu mătușa Tamara, nu? La Adrian Stase. Dar am văzut, că ăștia 4 ani de închisoare nu s-a imezi, ia moștenire de la o mătușă, da. Așa și cu mătra Tamara. Bine, cu mătra Tamara am înțeles că împreună cu cumătru Neculai Bujor au făcut tot felul de blaturi cu prăjituri, fursecuri, deci ca să vă dați seama care era nivelul de lucru în perioada respectivă. Oricum, Ion Lungu, când a venit la primăria Suceava, a făcut un lucru pentru care îl voi respecta toată viața pe Ion Lungu, a fost că în momentul în care a venit ca primar, a scăpat Suceava de Neculai Bujor. Dacă era o problemă în primărie, se chema Neculai Bujor. Și Marian Ionescu, înainte de a prelua mandatul de la domnul Sofron Dumnezeu Selerte, a promis că dacă ajunge primar, va scăpa Suceava de Neculai Bujor. Dar am înțeles că ulterior, datorită presiunilor făcute de Gavril Mârza,
domnul Nicolae Bujor a rămas în funcție în perioada lui Marian Ionescu, ulterior chiar l-a încălecat pe acesta. Dar Ion Lungu, deși și Ion Lungu a primit presiuni din partea domnului Gavril Mârza, care atunci încă era președinte Consiliului Județean Suceava, nu a cedat și a scăpat Suceava de domnul Nicolae Bujor și, ca drept dovadă, iată, dânsul considera foarte oportun să cumpere de 10 miliarde de fursecuri, de 8 miliarde de prăjituri și alte. Cine are curiozitatea să citească în presă? Ceci, orgii sexuale ale VIP-ului din Iași, povestite de studenta criminală Alina Horeanu. Suceava că Alina Horeanu, condamnată la 20 de ani de închisoare după ce și-a ucis amantul, un om de afaceri din Botoșani, a depus mărturie într-un dosar în care persoane cunoscute din Iași sunt acuzate de orgii sexuale cu minore. Oameni de afaceri, politicieni, polițiști, vameși, medici ieșeni, toți au tremurat când suceveanca Alina Horeanu i-a recunoscut pe baza fotografiilor puse la dispoziție de anchetatori. Oameni de afaceri, politicieni, polițiști, vameși, medici, băi ce frumos sună. Și ce făceau? Orgii sexuale cu minore? Nu pot să cred. Dumneavoastră vă imaginați politicieni făcând așa ceva? Nu. Nu, asta doar în filme, vezi. Eu nu cred așa ceva. Tu crezi așa ceva? Medici? Nu, eu cred că medicii se uită așa, din punct de vedere profesional, se uitau la minore. Domnișoare, dezbrăcați-vă să vedem dacă inspirația adânc, să vedem plămânul. Da, e în regulă. Dar nu cred, eu nu cred că făceau orgii sexuale medici ieșeni. Eu cred că doar din punct de vedere, s-au stat cu ochiul profesionistului la ele. Eu așa, asta este părerea mea. Da. Uite, dacă vrei să te angajezi, zice, SECSAVCOM SRL și cheia angajează agenți vânzare, experiență minim 2 ani, cu vârsta cuprinsă între 22 și 45 de ani. Ca să știți. Poate nu știați. Trecem la presa de miercuri. Bineînțeles, iarăși se deschide cu Zidul Morții. Cum s-a petrecut accidentul cu trei morți de la Zidul Morții conform expertizei dispuse în dosar? Expertiza care va cântări decisiv în dosarul de ucidere din culpă aflat la parchetul de pe lângă judecătoria Suceava nu este deloc favorabilă șoferului care conducea camionul ce s-a zdrobit de pilonul capcană de pe DN17 noiembrie 2012. Conform expertizei, acesta rula cu 58-60 de km la oră la momentul impactului și cu 82-84 de km la oră înainte de a frâna, iar încărcătura avea greutate dublă față de sarcina utilă maximă autorizată. Cât privește semnalizarea, expertiza face referire doar la lipsa lămpilor cu lumini intermitente. Măi, sigur că nu e viteza legală, dar nici nu e corect să judecăm chiar atâta. Bun, dacă spunea că avea 90 la oră, bun, avea încărcătură dublă, aici o mare problemă, dar nu e problema șoferului, săracul care el... Tu vrei să muncești aici? Da. Asta e încărcătura, asta e leafa, asta e volanul, go. Nu-ți convine, pleacă acasă că iau altul. Problema este tot la autorități, care sunt practic incapabile să rezolve această problemă. Știți foarte bine că s-a răsturnat un camion cu lemne în față la metro tot săptămâna asta și dacă, Doamne ferește, se nimerea vreo mașină în drept cu el în timp ce s-a întâmplat asta, era ca în filmul Final Destination, că a mai avut un Final Destination la Ilișești, cu săracul ăla, cu Duba se oprise de tot și tot a intrat bușteanul în el, pentru că n-ai ce face. Deci ăștia criminalii sunt aceste autorități care permit firmelor să transporte cantități enorme de bușteni, enorme, și când spun enorme, spun că infrastructura din România este construită pentru un maxim de capacitate de 12 tone, ca să fim așa corect până la capăt. Culmea absurdului și cretinismului, rarul autorizează mașini până la 20 de tone și ăștia merg cu 40 pe stradă. Ați înțeles? Deci 12 tone ar fi maximum conform constructorului. Rarul autorizează 20, deși normal ar fi să autorizeze 12 și ăștia încarcă dublu. Nu mă interesează că îi cheamă Dagida sau altfel. Da, nu respectă în mod clar, nu respectă greutatea admisă pe cum se calculează, pe ose, că sunt cântare specifice. La un moment dat, autoritățile noastre s-au zburlit pe zona asta. Și am și spus domnului Nechifor într-o emisiune: domnul Nechifor, dacă puneți un cântar la intrarea în Schweihofer dinspre Rădăuți și un cântar la intrarea în Schweihofer dinspre Dornești,
ați rezolvat problema traficului de cu supra sarcină de lemne pe județul Suceava. Nu mai trebuie să o fugiți prin județ, că acolo ajung toate. Dar problema este că autoritățile au făcut lucrul ăsta, dar problema este că nu știu ce a făcut Schweighofer, precum Greuceanu din poveste s-a dat de terori peste cap, că autoritățile au retras cântarele de acolo. Iar noi continuăm să plătim taxe ca proști ca să reparăm drumurile stricate pentru profitul societății Schweighofer. Asta e țara în care trăim. Na. Ce să spun? Și ai pretenția, domne, poate vine o generație nouă de politicieni care va revoluționa viața socială, viața economică, viața politică, învățământul ăsta care e derahat, sistemul ăsta de sănătate care e derahat. Și uite cine vine din spate. Mă uit la PNL, nu? Vine proro din spate să salveze România. Adică, bun, și cu ăștia, deci, vă dați seama că ăștia sunt mai răi. Deci, vă dați seama cam ce viitor are țara noastră cu astfel de indivizi în politica actuală și în politica viitoare. Cu Fănică Băișanu, care își pune nevasta șefă la casă. Deci, visul meu să ajung președinte de partid. În fața electoratului spun că vreau asta ca să salvez Suceava, să salvez România, să dau legi, așa. Și de fapt eu ce fac? Ce fac de fapt când ajung acolo în poziție? Îmi pun prima oară nevasta șefă la CS. Este politicianul român, mă înțelegeți? Și dacă îl vezi în conferințe de presă, își pune ochelari și spune, Doamne Dumnezeule, dar cum se poate, dar nu știu ce. Păi asta întrebăm noi. Doamne Dumnezeu, cum să spui nevasta? Adică e prea strigător la cer. Băi, puteai să pui și tu o verișoară cunoștință, dar chiar nevasta, tată, să... Adică e strigător la cer. Și de-ar fi singurul caz. Dar asta cu președinte de partid, să-ți pui soția șefă la Casa de Asigurări de Sănătate, condițiile care dânsa n-a lucrat nici măcar o zi acolo, că dânsa era medic stomatolog la cabinetul privat care l-are în propria curte, care în grad acolo, nu gradă unde stă, are un cabinet stomatologic. Și de acolo, direct, șefa Casei de Asigurări pentru Sănătate. Nu că o recomandau o experiență. Nu, pur și simplu soțul șef la partid și soția mâine șefă la CS. Deci cam asta e criteriul de competențe pe care se pun la noi șefii de instituții. Criteriul de experiență, de domeniu în activitate în instituția respectivă. Că una e să fii medic undeva și alta e să ai un portofoliu de cunoștință într-o instituție, pentru că sunt lucruri specifice. Da. Ați înțeles, are rost să mai intrăm în prea multe detalii. BRD renunță la procesul împotriva SC Eurostrad de companie sa. Probabil că or fi plătit ceva. Asta e frumoasă. 30 de câini fără stăpân din Suceava au plecat ieri în Germania spre adopție. De ce doar atâția? De ce nu cu trenul? De ce nu cu trenul? 30 de câini, bine, dacă nu încap într-o dubă, că îi faci la fiecare conform normelor europene, trebuie să aibă metri pătrați, încap cam într-un camion de ăsta de mărime medie, cam de 7 tone, știi? 30 de căței care ai făcut camionul, deci conform standardelor UE. Dar nu există oare trenuri așa cu cuști? Și acolo în Germania se descurce ei. Că acolo legea nu-i numai votată, e și aplicată, știi? Că apropo, a fost un caz apropo de ce înseamnă câinii fără stăpân lăsați liberi pe străzi. Nu înseamnă doar oameni suferinți, nu înseamnă doar tragedii, doar copii omorâți, vezi la București sau la Dărmănești. Înseamnă și câini chinuiți. Pentru că recent am avut un caz la Dărmănești, când probabil niște tineri, că mă îndoiesc că niște pensionari s-au apucat de lucrul ăsta, au luat câțiva câini și vulpi, știți, nu? Și au întins pe niște garduri, țepuși, i-au jupuit, i-au chinuit urât de tot, deci ceva absolut inuman. Și ca să vedeți până unde poate duce culmea cretinismului la român, aud, după ce s-a votat legea eutanasierii, aud prima ieșire publică a unui edil, o aud de la Rădăuți. Este primarul olărean. La Rădăuți nu se va eutanasia. Noi suntem bucovineni. Noi nu eutanasiem. Da, corect. Noi suntem noi nu eutanasiem, noi jupuim, îi tragem în țeapă, îi zdrelim cu sârmă, pentru că există și astfel de animale cu chip uman. Și în momentul în care maidanezii sunt lăsați liberi pe străzi, ei sunt expuși și pericolului de a fi prinși și chinuiți de astfel de oameni. Să nu uităm că treaba asta s-a întâmplat la Dărmănești. Tot la Dărmănești a fost copilul ucis de câini, da? Deci e clar că acolo s-a creat și o anumită aversiune față de acești câini fără stăpân. Pentru oricât ar vrea să-mi explice mie iubitorii de animale. Nu poate trece așa pe lângă urechea omului fără să-l
afecteze emoțional faptul că un copil a fost ucis de câini maidanezi în localitatea lui. Și probabil lipsa de suflet combinată și cu un șpriț de sărbători au dus la că nu câinele vinovat, nu ăla a făcut. Dar, repet, asta duce și sunt inconștienți la un loc. Și ăia care se dau drept iubitori de animale și ia câinele din adăpost și îl duce înapoi pe stradă. Adică câinele în adăpost nu e mai în siguranță decât pe stradă, unde poate lua pietroaie în cap, poți să-l vezi azi cu 3 picioare, mâine cu 3, azi cu 4 picioare, mâine cu 3, adică acolo e expus tot fel, la tot felul de agresiuni. În Occident, unde ei au rezolvat problema de mult, e clar, domnule, câinele îl dăm spre adopție, e ideal, nu? Pentru că nu suntem animale, suntem oameni cu suflet, ok. Dar dacă în 30 de zile, 15 zile, 20 de zile, în Statele Unite e 5 zile, depinde de țară, așa, nu-l revendică nimeni, timpul în care câinele are asistență medicală, veterinară, e hrănit în cele mai bune condiții, deparazitat, adică el în viața lui oricum n-a pățit toate lucrurile astea bune pe stradă care îi se întâmplă acolo, tot în cele mai decente condiții este eutanasiat. Practic, el nu suferă o traumă, acel câine, pentru că lucrurile astea se fac într-un mod civilizat. Nu, noi ne eutanasiem, că suntem, noi lăsăm pe străzi ca să muște și oameni pe de o parte și pe de altă parte să-i mai prindă unii, să-i tragă în țeapă, să-i taie cu lama, să-i jupoaie, să-i pună pe gard, cum a fost la Dărmănești. Deci asta trebuie să înțeleagă și anti-iubitorii de animale și iubitorii de animale, că soluția este strângerea lor de pe stradă, ținerea lor în adăpost și pe aia aplicarea legii. Ultima soluție este eutanasierea, dar, repet, e mult mai bine decât, cum am văzut cazul de la Dărmănești, câini expuși pe gard, chinuiți și schingiți în ultimul hal. Câini și vulpi. Parcă vulpele aia săracele ce-au făcut? Au mâncat găina, ce-au făcut? Că și lui bunimea e mai halește decât un curcan vulpea, dar n-am prins-o să o trag în țeapă. Da, în fine. Venituri mai mari pentru angajații din învățământul preuniversitar în 2014, asta promite Loredana Groza, nu? Ia de fotografia. Sigur, e o glumă, e o alăturare de fotografii. Vedeți și dumneavoastră, da? Loredana Groza pleacă în turneu. Ești fan, Loredana? Nu? Dar nu-ți place? Nici ca femeie? Nici ca solist vocal? Cum? Nici bănică? Bănică e Elvis și ea e Madonna? Ar vrea să fie Madonna. No. Publicitate. Avcom, campionul prețurilor mici. Da, am revenit în studio, stimați telespectatori. Suntem la obiectivul de miercuri, o fotografie extrem, extrem de edificatoare. Marele poluator Supermag Imperial, dar ce nume are Supermag Imperial, trimis în faliment. Ceea ce e sigur este că scoate un fum imperial acest Supermag, infernal, imperial de infernal. Aveți fotografia, da? Eu nu înțeleg în orice țară firească, a Uniunii Europene, unde se aplică niște norme uzuale, un astfel de băiat era luat în cătușe. Băi, omule, tu ești un cancer la plământ pentru toată zona aia acolo. Ia, dați poza, lăsați-mă pe mine. Dă-o mare pe tot ecranul. Așa. Fotografia mă interesează. Du-te pe fotografie. Deci, când ai așa ceva acolo, și băiatul ăsta, el mai închide 3 zile, mai deschide o săptămână, iar mai îngroapă niște cauciucuri în luncă, că ăsta, parcă tot ăsta le-a îngropat, nu? Le mai găsesc unele de zgroapă. Deci ne jucăm așa de a... Deci, în afară de faptul că e un mare poluator, este și un mare devalizator, are datorii de peste 500 de miliarde de lei vechi. Da, după ce au acordat cu deosebită bunăvoință mai multe împrumuturi succesive firmelor lui Hânțar, bancherii de la BCR se luptă acum să recupereze creditele nerestituite în valoare de totală de 7,85 milioane de euro. Da, măi, dacă merge tânărul de mână cu tânăra, suntem tineri căsătoriți, uitați, vrem să ne luăm și noi o casă. Eu lucrez la McDonald's și soția mea lucrează agent de vânzări la Ecuador. Da, un exemplu, da? Ok. Unul de ăla. Da, nu putem să vă dăm credit.
Nu putem. Și oamenii aia chiar sunt cinstiți. Și oamenii aia, chiar dacă, nu știu, nu și-a leafa într-o lună, îi ajută mama, îi ajută tata, chiar n-au de unde să-și iau casă. Nu, banca nu le dă. Păi și au tot felul de infractori, lepre de astea, care au devalizat. Păi și ăștia primesc credite după credite. Nu ne întrebăm noi oare cum? Păi cum poate asta? Cum îl cheamă? Hânțar sau cum? Da, hânțar să primească credit după credit, în timp ce el e înglodat în datorii, da? Și acum, bancherii de la BCR se străduiesc să... Băieți, păi, dacă n-am ști noi cam cum s-au dat creditele în România, păi cum s-au devalizat băncile? S-au devalizat cu sau fără acordul bancherilor din acele bănci? Pentru că am zis că la BCR au mai pus ăștia de la Erste, noi patroni au strici puțin piciorul în prag, dar băieții au făcut lucruri frumoase acolo, tunuri grele. Și oricum, la un moment dat, nu mai știu cum e astăzi, dar la un moment dat, funcția de director la BCR, care era mai bine plătită decât un post de ministru, pe Suceava mă refer, nu vă gândiți la București, nu, la Suceava, era pusă politic, nici nu se discuta până se privatiza. Păi țin minte că era director la BCR un domn Cucu, înainte. Și avea salariu, nu știu, parcă 50 de milioane, dar atunci 50 de milioane, deci mai puneai 50 și l-ai casă, știi? Adică erau bani de bani de bani de bani. Și atunci era... Cine era? Tata Mârza era de se punea politic treaba asta. Pac! Directorul la BCR îl punea partidul. Acum e de ceva vreme un domn Ciobâcă, care are ticul verbal bună să-ți fie inima. Bună să vă fie inima și pe anul ăsta, domnul Ciobâcă. Așa, care e de mult. Deci, oricum, e o funcție super vânată, cea de director de bancă. Și... când mă uit așa ce credit au dat băieții ăștia de-a lungul filmului, bănuiesc că nu doar datorită salariului e vânată această funcție de director de filială. Dar, sigur, lucrurile am zis că s-au mai calmat din punct de vedere a acestor credite date. Da, deci ăștia care săraci au luat credite de consum, unii din inconștiență, că și-au luat televizoare mai mult decât le trebuia, doar pentru că puteai lua doar cu buletinul creditul, alții și-au luat case și se trezesc că rata de 3 lei s-a făcut 5 lei, ba că s-a devalorizat euro, ba că a crescut francul elvețian, ba că tot felul de tâmpenii financiare făcute, inginerii făcute de băieți ca să cocoșeze tot săracul muncitor și pe spinarea cui? Adică pe spinarea lor se dau aceste credite, că creditele neperformante le au băieții deștepți și nu le mai vede banca înapoi niciodată, că ele sunt corect distribuite între câțiva băitani, da? Așa? Și gaura creată trebuie acoperită de undeva. Păi de unde? Păi mărim francul elvețianul și acoperim. Las că ăsta care are rată în lei atât, 3 milioane sau 8 milioane, va avea 12 săracul. Las că îl cocoșăm. Mănâncă și el cu pâine mai puțin cineva. Apropo de bănci și de supermag. Deci asta încalcă. Deci, cu creditele așa, bani la stat nu dă, încarcă orice normă de mediu. Păi nu suntem noi Afganistan. Elevă de clasa 8-a însărcinată în 6 luni. O fată de 14 ani și jumătate din satul Stamate, comuna Fântânele. Este însărcinată în luna 6-a. Tatăl indicat, un tânăr de 20 de ani din Dumbrăveni, este decis să o ia în căsătorie, existând acceptul părinților în acest sens. Nu ne precizează etnia. Pentru că dacă etnia e cea corectă, e și legal, că la 12 ani fac nuntă. Nu? Bine, nu e legal conform legilor statului român, dar e legal conform staborului, care e altă constituție, nu? Da. Deci a intrat Carrefour în insolvență. Magazinele mari cumpărați marfa, dar o plătesc peste 3 luni. Na, când pot și ei? Da. Autocar al firmei Eurofratel implicat într-un accident soldat cu 4 morți. Asta am dat și noi la știri. Guvernul s-a răzgândit, rovineta nu se mai scumpește. Păi și logica, aia în electoral. Au europarlamentare în mai, în toamnă, iarnă avem prezidențiale și după aia o dublează. Scot pârlea la. Trecem la Craiinou. Avem și un Craiinou. Săptămâna asta, oricum, am mai puține ziare și ați văzut că și un pic prezentarea m-a mai dezlănată, pentru că fiind... așa o săptămână de după sărbători și ziarele am înțeles că n-au venit toate în numărul în care trebuia ca să putem avea și pentru cameră și pentru a le avea eu pe birou.
Craionou ne povestește despre protestul de la Zidul Morții, care are loc astăzi, vineri, și care va ralia sute de protestatari. Acum, zice, sute de sucevenți s-au raliat protestului de vineri. Pe internet, acum când e vorba de înfrunta frigul, o să vedem cât sunt la fel de vitezi ca pe internet. Că pe internet e ușor, știi? Ei tasta scrie că nu știu care muge și gata, ești deștept și șmecher și nu știu ce. Dar după aia, băi, na, nu știu. Când trebuie să vii, să deschizi gura, să pui cratima corect, să folosești corect, nu mai poți, știi? Așa e și cu protestul. E ușor să protestezi pe internet, dar să ții șuba, să stai acolo să te bată vântul, că a venit și vântoasă acum, ați văzut? Plouă. Măi, parcă nu a fost cu noroc protestul ăsta, că toată săptămâna a fost frumos și doar în ziua protestului a început să plouă. Bine, dacă era purtătorul de cuvânt, PNL spunea că a început să ploaie, știi? Dar fiind noi turma la Bucovina TV, spunem că a început să plouă. Da. El sigur spunea că a început să ploaie. Da. Dacă spune că muge, nu? În loc de mugește. Railex Suceava va participa la Cupa Unirii de la Iași. Știți că întotdeauna Railex-ul a aliniat la start o echipă de fotbal foarte competitivă. Mulți dintre cei care lucrează la Railex chiar au fost fotbaliști profesioniști la echipe mai mult sau mai puțin cotate, adică mă refer cu unii au fost la echipe din categoria zonală, alții chiar au jucat prin B. Și pe unde merge Railex-ul face treabă bună la campionatele astea municipale de fotbal. Cupa Unirii de la Iași bănuiesc că e o chestiune regională care unește echipe de fotbal de astea de nivel municipal. Măi, am auzit că tot în presă am citit că sala tronului se va muta pe perioada cât sunt lucrări la muzeu, nu? Se va muta la Iulius Mall. Și întrebarea mea, și ce părere au cei de la Shopping City? E corect? Păi, măcar dacă ar face o jumătate. Să-l pună pe Ștefan la Mall și coroana să o pună la Shopping City. Adică de ce totul la Mall? Revelionul la Mall, sala tronului la Mall, totul înghesuit la Mall și săracul Shopping City cu ce vinovat? Că Shopping City, dacă își face un de la cum se cheamă ăla? Drafting? Drift. Doamne, iar dau la apă la moară. Așa, dacă faci un drift, îl face pe banii lui. Dacă face un patinoar, nu? Îl face... Bine, că și celălalt a făcut patinoarul lui Smolu, să fim corecți. Dar asta cu sala tronului mi se pare corect. Băi, dacă îl pui pe Ștefan la Mall, pune măcar 2 boieri și 3 dregători la Shopping City, nu? Nu da toată sala doar la Mall. Ca să fie o echitabilitate în împărțeala asta. Sau dă măcar tronul. Lasă-l pe Ștefan cel Mare la Dinceară, la Iulius Mall și pune tronul la Shopping City. Doamne. Și la Mall o pancardă. Ăsta e Ștefan cel Mare. Vrei să vezi și tronul? Du-te la Shopping City, nu? Dar așa pune toată sala la Iulius Mall. Eu sunt sigur că domnul Petrăriu nu e de acord cu treaba asta. Aștept o conferință de presă din partea dumneavoastră. Să ne spune de ce nu e sala tronului la Shopping City. Magistratul, trecem la monitorul de joi, magistratul Alexandru Zaharia, noul prim procuror al parchetului de pe lângă judecătoria Rădăuți. Băi, având în vedere că la Rădăuți s-a întâmplat, ăsta nu l-ai tu, nu? Da, nu o să-l vedeți pe domnul Zaharia, decât dacă vrei să dau eu o... poate găsim pagina 3, poate găsim o fotografie mai mare, da. Aici domnul Zaharia, dânsul e. Vrei să vin eu mai aproape de cameră sau e bine aici în lumină? Așa. Nu. Confunzi. Așa. Domnul e Alexandru Zaharia, da? Prim procuror al parchetului pe lângă judecătoria Rădăuți. De ce am vrut neapărat să-i arătăm fotografia? Îl felicit în primul rând pentru curajul de a fi prim procuror al parchetului de pe lângă Rădăuți. Știți foarte bine că dacă există un clasament a zonelor în județul Suceava unde se fentează cel mai mult legea, cu siguranță Rădăuți în capul listei, iar a fi prim procuror la Rădăuți este cu adevărat o mare provocare, pentru că acolo sunt niște caracatițe locale atât de bine încolăcite,
încât foarte, foarte greu le poți desluși. Da, ceva matrimoniale avem, nu? Caut fată. Nu, mulțumesc clar văzătoare Alicia pentru dezlegarea cununiilor și găsirea sorții. Împacă cupluri, dezleacă farmece, blesteme, vindecă băutura, impotența, ajută în afaceri, ghicește glob, deci nu ghicește glob, deci ghicește glob, tarot, cafea. Tu practic ai, știi cum e la restaurant, ciorbă de burtă, rădăuțeană, de văcuță, sau de fructe de mare, dacă ești mai pretențios, ne? Deci tu ai glob, tarot, cafea. Momentan este în Suceava. Acum, ce ar interesa mai mult? Faptul că împacă cupluri, dezleagă farmece, blesteme, vindecă băutura, impotența. Acum, problema este, deci vindecă băutura, ce înseamnă? Că acționează asupra recipientului, nu? El vindecă băutura. Nu? Eu așa înțeleg. Vindecă băutura. Da. Deci, tu te duci la magazin și iei o sticlă de alcool metilic și el face etilic, nu? Cum o vindecă, adică băutura? Face din vin apă, nu? Spune, băutura asta e bolnavă, da? O facem apă. Era... asta cred că ar trebui să o folosim noi în loc, pentru sănătatea dumneavoastră... cum e? Pentru sănătatea dumneavoastră consumați zilnic 2 litri de apă, da? Noi o schimbăm, o să facem așa. Surprindeți ficatul, bea niște apă. Da, și doamna asta, deci ea vindecă băutura, deci și chimist înseamnă că nu, dacă vindecă băutura. Impotența, da, impotența de a te exprima o vindecă, că îi plătesc eu pentru domnul. Deci domnul de la PNL care este impotent în a se exprima, îl trimit eu la Alicia. Așa. Ghicește glob, tarot, cafea. Da, ghicește viitorul. Revenim la lucruri serioase. Pe prima pagină, iată o asociere între rectorul Universității Ștefan cel Mare și Tina Turner. Eu aș vrea să lansez o provocare către telespectatori. Tu n-ai ziarul? Vai, trebuie să arătăm asta. Vreau să lansez o provocare către telespectatorii noștri să-mi spuneți care e mai frumos. Așa. Nu, dă, dacă poți un pic mai drept, mai bine, nu? Nu poți să mai faci nimic? Așa, cât de cât. Deci, iată. Eu zic că la capitolul coafură câștigă domnul Popa, nu? N-are părul mai... Dar la uitătură tot domnul Popa, nu? Deci, în concluzie, domnul Popa e mai frumos decât Tina Turner, nu? Da. Da, domnule. Deci, de domnul prim-procuror de la Fălticeni am spus, de domnul... de domnul rector am spus că e mai frumos decât Tina Turner. Deasupra avem și un iepuraș care este în cadrul articolului Sucevenii invitați la o expoziție de păsări și mamifere mici de curte. Dacă asta vă interesează. Ai obiectivul de joi? Nu l-ai, așa că voi fi scurt, pentru că nu putem arăta telespectatorilor. Sustrageri de sub sechestru la Supermag Imperial? Păi asta e grav. Decanul Barului Suceava va reprezenta primăria în fața asta am dat și noi la știri. Azi este ultima cursă tarom de la Suceava la București. Eu le orez apropo de asta cu aeroportul, că mulți au zis, gata, dacă s-a închis aeroportul, nu se mai deschide. Nu e adevărat. L-au închis ca să repare. Eu le orez spor la treabă și sperăm ca la anul, pe vremea asta, să vorbim, dacă nu s-a tăiat deja panglica, să vorbim despre ziua în care se va tăia panglica și să înceapă curse regulate și, indiferent dacă e ceață sau nu, avioanele să poată decola și ateriza în siguranță, că, până la urmă, asta ne dorim de la acest aeroport. Mergem mai departe, da? Ai crai nou de joi? N-ai nimic de joi. Băi, cine a furat ziarele? Eu știu cine. Stă cineva la etajul 5. La o ușă lângă lift.
și l-am văzut fugind cu niște ziare. Acum mi-am dat seama că erau ziarele noastre de joi. Da. Deci că vineri la zidul morții, primarul comunei Șcheia vrea un protest pașnic. De el ce credea domnul Andriciu? Că vor veni ăștia cu furci și topoare să dărâme zidul? Trebuie picamere pentru așa ceva și persoanele nu prea au. Nu, că știi, omul în cămară lângă borcanul cu murături nu ține un picamer de obicei. Deci e greu de crezut că oamenii vor merge cu altă intenție decât să facă un protest pașnic. Și până la urmă și chiar dacă dai cu pietre în zid, cu ce afectează zidul, că nu îl interesează. Da. Monitorul de vineri l-ai? Da. Mare. A început urmărirea penală împotriva primarului Aurel Olărean. Și? Ei și? N-am mai trecut prin asta, domnule Olărean? Credeți că e impresionat? Deci am înțeles că e în Bahamas acum. Deci este complet zguduit de această știre. Este complet cutremurat. Și în dreapta, vedeți asta cu sala tronului, ce spuneam. Sala tronului se mută de la Muzeul Bucovinei la Iulius Mol. Dom'le, măcar uite boierul cu căciulă verde, că îmi recunosc că lacuna culturală, dar nu știi cine e, de lângă Ștefan. Măcar pe ăsta să-l pună la Shopping City. Ia dă-mă poza. A? Nu? Sau să-l lași o zi și o zi. Sau o săptămână și o săptămână. Dom'le, săptămână sala tronului la Iulius Mol, o săptămână la Shopping. Nu mi se pare corect să fie doar la Shopping, la Iulius Mol. Nu mi se pare corect. Este o nedreptate și o favorizare incorrectă a concurenței. Nu? Nu înțeleg ce spui. Coroana unde? No. Nu. Să lase pe Ștefan coroană. Că după aia o să creadă lumea că e Ștefan Băișanu dacă e fără coroană, știi? Deși nu mai durează mult și îl vedem și el că își pune coroană. Că deja are un aer regesc, așa. Are un rău de înălțime politică, știți? Ce? 2 minute? Și tu, când mai sunt 2 minute, îmi spui că mai am 2 minute? Da. Ce să mai e? În 2 minute ce să mai e? Deci a început urmărirea penală primarilor, dar foarte bună, chiar dă un pic, foarte bună asocierea, a început urmărirea penală împotriva primarilor Aurel Olărean și lângă Ștefan cel Mare. Aurel Olărean este un fel de Ștefan cel Mare. Și după statură, știi că Ștefan cel Mare așa era, mic la stat și iute la mânie, așa scriu istoricii, nu? Așa e și Aurel Olărean. Mic la stat și iute la mânie. Dacă îi pui o coroană, chiar seamănă. Și că, iute la mânie, știți, nu? Dacă nu oprește polițaiul la semnalul său, îl pune cu mâinile pe zid. Dacă era domnul la PNL, spunea că îl pune cu mânurile pe zid. Și îi pune și fiola. Da. Osul ceva că a fost desemnată studentul român Eramus al anului 2013. Ăsta e un lucru cu care se mândrește Suceava noastră. Mai am foarte puțin timp. 15 ani de închisoare, pedeapsa definitivă primită de Chioru cu țitarul de la Ranci. Acum nu știu dacă Chioru îl cheamă, bănuiesc că nu, bănuiesc că asta e o poreclă. Fată de 16 ani înșelată cu 5700 de lei prin metoda accidentului. Deci, degeaba povestim noi toată ziua. Conducerea Mopan s-a lăudat public că oferă prime de sărbători, dar acestea nu au ajuns la angajați. Păi probabil domnul Porumboi a dat primele la Vaslui, la echipa de fotbal și n-a mai ajuns de prime la angajații de la Mopan, așa că ce să mai... Salariile dascălor întârzie cu încă o săptămână din cauza noilor măsuri fiscale, ne anunță Magda Axon în articolul său din Crainou de vineri, și viziunea de dezvoltare lipsește actualului managerial al municipiului Suceava, este de părere deputatul Ioan Balan, cel care a anunțat că va candida pentru primăria Suceava în 2016, oricum mai sunt multe de făcut până atunci, vedem cum trece anul ăsta și după aia mai discutăm. Eu vă spun o seară plăcută în continuare, emisiunea pe care tocmai ați văzut-o va fi difuzată și în reluare pe postul nostru de televiziune. Rămâneți alături de Bucovina TV.